foarte important, dacă aveți piatră, puteți să basculați în jur, fără nicio problemă. Am tras și frâna de mână pentru că am foarte mult spațiu în spatele rămărcii. Și toată piatra nu o să mă împingă, nu o să mă împingă, pardon. Puteți bascula în jur. Și bine v-am regăsit la un nou vlog. Dacă este pentru prima oară când mă vedeți și vă place ceea ce fac, v-aș ruga să dați un like, o urmărire și implicit un comentariu în secțiune de comentarii. Vă aștept acolo, răspund la toată lumea. Astăzi fac acest vlog la mențiunea unui urmăritor de-al meu de pe YouTube. Mi-a spus să fac un vlog în care să ofer niște sfaturi tuturor celor care vor să lucreze sau lucrează de scurt timp la basculă, pentru că în România sunt foarte mulți șoferi care încep această meserie la basculă și probabil ar avea nevoie de niște sfaturi de la o persoană cu o anumită experiență. Eu deja am aproape 5 ani de basculă. Pot să vă ofer un top 5 greșeli de evitat, greșeli, dar în același timp eu pot să le spun ca niște sfaturi. O să fac un mic rezumat la început și apoi mai târziu să intrăm în detaliu. Am să vă dau și un exemplu, pentru că de fapt cred că or să fie două exemple pe ziua de astăzi, pentru că amândouă se leagă mănușe de vlogul ăsta și bineînțeles, băiatul cu radarul. Mi-ai dat-o, lasă că am să vă arăt și radarul ăsta. Când ne întoarcem, sper să fie înapoi aici. Este în limită de 80. Un radar neinscripționat, pur și simplu, o simplă mașină și așa mai departe. Hai să intrăm rapid, pentru că timpul trece și nu aș vrea să vă rețin prea mult din timpul vostru. Primul sfat, sau prima greșeală, este să nu ții cont de terenul unde basculezi. Este cel mai și cel mai important să ții cont de terenul. Eu am catalogat asta în trei tipuri de teren. Primul și cel mai periculos ar fi terenul de pământ. Da, unde basculezi, te duci la basculat, nu știu, ai pământ, piatră undeva și vrei să basculezi. Dedesubt terenul respectiv este din pământ. Este foarte important să ții cont de chestia asta, că dacă nu, te poți răsturna. Se poate lăsa stânga-dreapta, nu ai de unde să știi. Al doilea tip de teren este cel cu piatră. Acolo ai un pic mai multă stabilitate, eventual terenul a fost pregătit pentru așa ceva și automat și implicit terenul este mult mai stabil. Și al treilea tip este cel betonat sau cel asfaltat. Deja terenul este mult cu mult mai stabil și nu ar trebui să-ți creeze probleme cam 95% din timp. Dar și acolo se pot întâmpla anumite chestii. Bun, a doua greșeală pe care trebuie să o avem în vedere, să evităm să facem lucrul ăla, sau al doilea sfat. Înclinarea. Întotdeauna trebuie să ții cont de cât de mult se înclină bena, stânga sau dreapta. Trebuie să fii întotdeauna cu ochii pe ea. Al treilea sfat ar fi să nu basculezi niciodată cu frâna de mână. Niciodată nu bascula cu frâna de mână trasă. Aici o să intrăm un pic mai târziu în detaliu și am să vă zic din punctul meu de vedere unde poți bascula cu frâna de mână sau ce trebuie să ai în vedere atunci când vrei să basculezi cu frâna de mână trasă. Al patrulea sfat ar fi să înveți foarte rapid camionul și semiremorca sau doar camionul, depinde acum ce ai, să înveți
cât de mult se poate înclina, pentru că fiecare remorcă se înclină, indiferent că e nouă, că e veche, se înclină stânga sau dreapta. Și al cincilea sfat ar fi alinierea. Întotdeauna trebuie să basculezi ca tractorul și semiremorca trebuie să fie aliniate, drepte, pentru că te poți răsturna foarte, foarte, foarte ușor. Bun, toate astea 5 sfaturi pe care eu vi le-am dat, bine, nu sunt chiar în ordine asta, dar trebuie să țineți cont în permanență de astea 5. Astea 5 le-am găsit cele mai importante. Acum să intrăm un pic în detaliu și să vă zic un pic mai detaliat. Bun, în primul rând terenul. Trebuie să ținem foarte, foarte mult cont de aspectul ăsta. Eu consider că asta ar fi prima greșeală pe care o faci în momentul sau poți să faci greșeala asta și te poți răsturna. Deci ar fi prima chestie de care trebuie să ținem cont. Mă cam bălbui un pic că trebuie să fiu atent și la trafic și în stânga și în dreapta și da, asta este se mai întâmplă. De ce zic că trebuie să fim atenți, foarte atenți la terenul respectiv? Terenul este imprevizibil și mai ales dacă a plouat, remorca urcă, ea la un moment dat urcă drept. Tu ai să tinzi că remorca nu are nicio problemă și tocmai atunci când ajunge în punctul maxim de basculat, atunci pământul sau piatra poate să-ți tragă remorca în stânga sau în dreapta sau poate să se încline un pic terenul, toată greutatea se lasă oarecum pe ultima axă la remorcă, ultima axă se afundă în pământ și se încline ori stânga sau dreapta, depinde foarte mult de cum este încărcată remorca. Bun. Ce este de făcut în acest caz? Dacă pământul nu este sigur sau terenul nu este sigur, automat trebuie să ții foarte, foarte mult cont cât de repede basculezi. Cel mai bine este să basculezi ușor, ușor. Dacă vezi că se înclină sau stânga sau dreapta, nu este nicio problemă, lași pena înapoi, te muți mai în stânga, mai în dreapta. Dacă cineva zice, băi, nu, că eu vreau aici, nu te risca niciodată și nu te grăbi să basculezi. Sunt anumite excepții în momentul în care tu ai nisip, uscat sau piatră. Atunci nu prea ar trebui să-ți faci mare griji, pentru că deja când ajungi aproape de jumătatea cursei la basculă, începe să curgă nisipul, începe să curgă piatra și nu ar trebui să-ți faci mare griji, este mult mai ușor. Oricine poate să zică chestia asta. Dar trebuie să ții cont de o chestie, când ești supraîncărcat, când ai un tonaj mult mai mare, trebuie și este foarte important să ții cont de chestia asta. Pentru că când ești supraîncărcat, greutatea este și mai mare și piatra sau nisipul nu o să curgă la fel de repede ca atunci când ești în greutate. Eu vă zic din propria experiență și credeți-mă că se aplică. 2. Înclinarea. Trebuie să fie orice remorcă sau semiremorcă sau camion 6-8 6, pardon, 6-8, că nu este corect, 6-8, 8-6 sau 8-4, orice camion are o anumită înclinare în momentul în care basculează. Își face un anumit joc sau pur și simplu nu este un teren destul de drept, nu tot timpul poți să basculezi pe un teren drept și automat se înclină și trebuie să înveți marja aia de eroare pe care o are semiremorca, bascula în mare parte. Ea întotdeauna o să se încline un pic mai stânga sau mai dreapta și trebuie să fii cu ochii în direcția respectivă. Aliniat. Trecem la al treilea sfat important. Alinierea. Întotdeauna este foarte important să fii aliniat. Semiremorca trebuie să fie aliniată cu capul tractor. Bine, chestia asta nu se aplică la 8-6 sau 8-4. Acum am să vă dau un exemplu, pentru că eu trebuie să basculez și nu o să fiu aliniat, dar sunt încărcat cu piatră. Și aici o să vă dau un exemplu foarte, foarte clar și foarte, foarte bun.
Și este foarte important, dacă aveți piatră, puteți să basculați lejer, fără nicio problemă. L-am tras și frâna de mână pentru că am foarte mult spațiu în spatele rămărcii. Toată și piatra nu o să mă împingă, nu o să mă împingă, pardon. Puteți bascula lejer. Bun, bascularea a fost efectuată cu succes. Acum, e drumul mai important. A fost o basculare fără să fiu aliniat. Poți să faci chestia asta în momentul în care ești încărcat cu piatră sau cu nisip. Poți să o faci liniștit, fără nicio problemă. Trebuie să ții cont că dacă ești încărcat cu pământ sau cu un nisip umed, nu prea ți recomand să faci chestia asta. Remorca tinde să se încline într-o parte sau în alta, depinde. Și automat, dacă totuși faci chestia asta, e bine să ai un excavator, ori în stânga ta, ori în dreapta ta, ori în spatele tău, care să te țină cu cupa să nu te răstorni. În schimb, la piatră sau la nisip uscat, nu este nici cea mai mică problemă, poți să o faci. Bine, poți să o faci chiar și la 90 de grade. Să ai alinierea, deci capul tractor să fie la 90 de grade față de remorcă, dar acolo este mult mai periculos și nu prea ți recomand să o faci dacă ești la început. Dacă chiar totuși e necesar să o faci, o faci doar dacă ai nisip uscat sau piatră. Ușor, ușor ridici, nu te grăbești, nu este de joacă și nu ți recomand. Frâna de mână. Poți să basculezi cu frâna de mână doar dacă ai, bineînțeles, piatră și nu ești supraîncărcat. Piatră sau nisip sau vrei să faci grămadă. Grămadă ce înseamnă? Să pui toată piatra la grămadă sau poți să o mai faci dacă ai gen o gaură în spatele tău, tragi frâna de mână, cum a fost condiția de mai înainte. Am avut o gaură acolo, am tras frâna de mână ca să fiu sigur că nu se mișcă nimic, pentru că în momentul în care basculezi există șansa ca toată greutatea să curgă deodată și îți lasă toată greutatea pe ultima axă și, bineînțeles, cum ai gaură, acolo îți poate pune probleme. Dar în mare parte nu prea sunt probleme. Dar nu o face când ai pietre mari, mă refer, sau când ești încărcat cu pământ sau nisip ud. Nu o fac niciodată pentru că te poți răsturna liniștit și foarte, foarte, foarte rapid. Ar mai fi cunoașterea remorcii sau învățarea remorcii sau să vezi care sunt înclinațiile, cum se așează, cum se comportă la basculat în anumite condiții. Este foarte important să ții cont de chestia asta și să înveți foarte repede limitele. Eu zic anumite limite pentru că ea oricum are niște limite pentru în momentul în care tu basculezi, ea are anumite limite de înclinații, ca să zic așa, stânga, dreapta, în fine. Nu, multă lume zice, băi, să nu mergi cu bena ridicată că se strică nu știu ce garnituri pe la cilindru și așa mai departe. Asta este o prostie, este o aberație. Eu am ani de zile, remorca asta are 200.000 de kilometri, propus de mine, am avut-o de nouă, nu am nici cea mai mică problemă, nu curge nici într-un caz
O-ring-urile sau da, O-ring-uri, ca să pot să le zic așa, sau garanturile de la cilindru nu curg. Nu curg de ce? Pentru că eu întotdeauna am mers în tonaj, nu am mers niciodată peste tonaj, nu am avut încărcătură mare. Și automat segmentele respective care sau garniturile respective, dacă ai, nu știu, 40 de tone, e normal că toată presiunea este în segmentele respective și la un moment dat o să se strice. Și haide bă, tata, ce faci? Hai. Aia a murit motorul a treia oară. Hai, ușor. Așa. Și bineînțeles, segmente. Uite, vezi că am un lapsus. Garniturile respective nu se strică pentru faptul că tu mergi cu bena ridicată. Se strică pentru că majoritatea încarcă foarte mult și de acolo se duc și garniturile respective se duc din cauza asta. Bun. Cam astea ar fi cele mai bune sfaturi pe care vi le pot da. Ar mai fi și altele, dar pentru siguranța voastră și pentru voi, astea ar fi top 5 reguli de respectat. Aici să vă arăt prima categorie de teren, terenul ăla de pământ instabil, unde niciodată nu poți să fii sigur încotro se duce sau încotro se înclină remorca. Am să vă arăt de fapt și de drept cum o să fie la basculat, pentru că mi se pare un punct de reper foarte bun. Și celelalte două terenuri, prea bine le știți, este cel din piatră și cel din asfalt sau betonat. Trebuie să țineți cont foarte mult de stabilitatea terenului. Cum vedeți, aici se vede super, super bine și foarte bine la ce mă refer. Da? Se văd urmele, dacă nu mai văd în oglindă. Ok, hai să rămânem așa aici. Probabil am să ajustez camera cât de cât ca să vedeți și voi. Terenul nu este foarte stabil. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la remorcă. Ea normal acum se ridică drept, dar o să vedeți că spre final o să tindă să se încline spre stânga sau spre dreapta. Am dat drumul la frâna de mână ca să nu drept. Acum se înclină un pic către dreapta și o las foarte, foarte ușor. Las să curgă pământul. O să vedeți că la un moment dat ea o să revină înapoi în poziția normală, în poziția dreaptă. Acum se mai înclină un pic către dreapta mea. Și am văzut, când ajunge aproape sus, își face joc cu stânga-dreapta. Vibratorul în funcțiune și tot așa. Acum am terminat de basculat, așteptăm să coboare pena până jos. În teorie așa ar trebui să fac, dar mai sunt și momente în care mă grăbesc și nu mai aștept să coboare, pur și simplu îi dau înainte. După cum spuneam, este foarte important să ținem cont de teren și să-i dăm înainte liniștiți. Cam acesta a fost și vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un follow sau subscribe, cum mai zic unii. Vă aștept și la următorul vlog.
Vedem ce surprize o să vă mai pregătesc și vreau să vă ofer, sper că toată informația pe care v-am lăsat-o aici în vlog să vă fie util tuturor celor cu experiență sau fără. Dacă aveți ceva de subliniat sau de comentat, vă aștept în secțiunea comentarii. Vă pup și numai bine!